Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Puteți ca să reocupați locurile. Eu mă numesc Ivan Daniel, nu sunt Sorin. Fratele Sorin va urma după mine. Am vorbit cu fratele Sebi că dacă pot ca să fiu înaintea fratelui meu Sorin, pentru că sunt și la copii cu grupa. Și vreau ca în seara aceasta ca să vă îndemn la o rugăciune. Mai mult o rugăciune de laudă. Mai mult că Dumnezeul nostru merită tot timpul și spunea aici David în Psalmul 34, spunea: voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-ai zbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tabără în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Și vreau ca să mă opresc aici. Un psalm atât de frumos, atât de minunat, și David o spune din experiența lui. El o spune din experiența lui, spunea el, am căutat pe Domnul și mi-a răspuns. Și spunea el, m-a izbăvit din toate temerile mele. Asta e Dumnezeul nostru, frați și surori. Nu uitați că acesta este Dumnezeul nostru. Biblia asta nu ne spune minciuni, nu ne spune nimic neadevărat, ci ne spune adevărul. Că avem un Dumnezeu care atunci când ești în necaz, El ascultă. Atunci când ești în suferință, El este acolo. Atunci când treci prin teamă, Dumnezeul acesta te ascultă și El este acolo cu tine. Totul depinde de tine, dacă lași gândurile acelea ca să te frământe. Totul contează și contează de tine, dacă alegi ca să-L crezi pe Dumnezeu sau alegi ca să te crezi pe tine. Câteodată când te încrezi în tine, lucrurile nu merg așa cum vroiai. Dar odată ce te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeul nostru cunoaște mult mai mult decât noi cunoaștem. Haideți ca în seara aceasta să venim cu o rugăciune de laudă la adresa Lui. Haideți ca să-i spunem Domnului, Doamne, Tu ești mare. Hai să spunem Domnului, Doamne, Tu ești glorios. Hai să spunem Domnului, Doamne, te rugăm ca să te atingi de inima noastră, Doamne. Te rugăm, Doamne, ca să te atingi de gândul nostru, Doamne. Doamne, suntem slabi aici, Doamne, înaintea Ta. Ne recunoaștem, Doamne, starea noastră. Ne recunoaștem așa cum suntem înaintea Ta, Doamne. Dar te rugăm, Doamne, ca să lucrezi. Și știu că Dumnezeul acesta va lucra. Știu că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care ascultă rugăciunea. Totul este alegerea ta, dacă vrei ca să pleci așa cum ai venit sau dacă vrei ca să pleci, cum spune aici, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Este alegerea ta dacă vrei ca să guști bunătatea Lui. Este alegerea ta dacă vrei în seara aceasta ca să pleci de aici binecuvântat. Este alegerea ta dacă vrei ca să ai o viață împreună cu Dumnezeu, o viață binecuvântată, o viață în care să-I vezi gloria lui Dumnezeu, o viață în care și tu ca să poți să spui, eu am căutat pe Domnul și Domnul mi-a răspuns, am căutat pe Domnul și Domnul mi-a ascultat rugăciunea. Dar dacă tu nu vrei lucrul ăsta, atunci nu ți se întâmplă lucrurile acestea. Deci asta, lasă-L pe Dumnezeu ca să-și facă lucrarea în viața ta. Lasă-L pe Dumnezeu ca să-și facă lucrarea în dreptul tău. Nu lăsa și nu lăsa ca să stai așa nepăsător în casa lui Dumnezeu sau nu sta nepăsător de, cum spunea Scriptura, de o mântuire atât de mare. Nu sta nepăsător, ci fă ca acest timp să fie un timp binecuvântat pentru tine. Haideți să ne ridicăm în picioare. Haideți să venim cu lauda noastră la adresa lui Dumnezeu, căci Domnul nostru merită în orice vreme și atunci când ești în necaz, și atunci când îți merge bine, Dumnezeul nostru merită lăudat, că El este Cel care este în control și El știe de ce trebuie ca să treci pe acolo. Hai să ne rugăm și Domnul să ne asculte. Amin.